Salutare tuturor, eu sunt Stringer și bine am regăsit la un nou episod din Strada de San Andreas Multiplayer. De data asta m-am aflut din nou pe rpg.bunionțăcut.ro. Nu uitați, dacă vreți să vă apucați de acest server, să băgați referalul 74958, cel mai tare referal de pe server. Bun, astăzi sunt puțin mai matinal. De ce? Fiindcă trebuie să plec acum până undeva și ajung super târziu acasă și nu vreau să vă las și astăzi fără episod. Știu că ieri n-am postat, dar astăzi nu vreau să vă las fără episod, așa că mai bine, nu știu, hai să dau și un slash quest, să văd ce quest-uri am. Muncește la jobul bus driver, cumpără o pereche de ochelari, mănâncă două pizza folosind comanda slash it. Aia cu pizza e ușor de făcut, dar mă rog, bun, hai să vedem dacă și ceva jucători conectați. Bă, sunt super mulți pe slip din ce am văzut, nu știu, cred că dacă ne strângem așa să vedem câți player suntem activ, cred că suntem vreo 50 în cazul cel mai bun. Am vrut să fac și eu raport să vedem dacă găsesc ceva suspect în lista de wanted, dar nu este nimeni. Mamă, cred că mi se aude destul de ciudat vocea. Oh shit, casa lui Ecstasy. Bun, ai închisă, ok. Și nici nu-s duty. Vreau să văd, să dau slash duty, să văd dacă e careva în slash wanted. Apropo, dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați pe clopoțel, pentru că până la urmă ăla este adevăratul subscribe dacă n-ați știut. Fără ăla nu prea o să primiți notificări de la mine, așa că vă rog să apăsați pe butonul ăla, pe clopoțel, cel pe clomponțel. Bun, ia stai. Duty wanted. Nu sunt suspect conectați, trist, slash duty. Așa. Am văzut că am aici ceva, un VIP name, dar nu prea se vede. Trebuie VIP name sau VIP menu, cum era, că nu mai știu, nici nu știu VIP menu. Da. Change text color set position. Așa. Stringer YouTube, ok. Bun, îl pun așa. Nu că mi-l pun în față. Nu există așa ceva. Stai, așa, îl pun. Cedet, nu vând. Da. Ok, bine că te deconectezi, dar nu știu ce se deconectează, aia e nașpa. Nu poți? Aie, eu îmi pun VIP name-ul. Apasă pe D. A! Ghinion! Ia stai să beau și o gură de cafeluță. Alo! Mi-ai bulit grila la Dacia. Au, că dacă aveam cont de civil, făceam dâmbul pe el. Ia chiar mă, sunt mai băgat ce... Nu, am uitat, stai, că am uitat că nu e aici cazinoul. Dar mă rog, hai să dau un get gift. Nu ești la gift box. Unde am? În SF? Bun. Și dacă dau stats, am și 7000 de B-points. Să văd dacă ce crate pot să cumpăr. Cred că dacă dau open crate am multe epic crate-uri. Dar mă rog, le-am cumpărat, țin minte, pe un live stream anterior. Put helmet. Că și așa e jale aici cu regula asta cu dacă n-a știut pe Behood, asta zic pentru abonații de pe alte comunități. Dacă ești în PD și ești prins că n-ai cască, parcă ei aveți, și dacă ești prins că mergi pe contrasens să-ți iei FV. Nu știu exact acest lucru cu cască, dar parcă așa era la licența de condus. Dacă nu, vreau să mă contraziceți în comentarii ca să nu informez prost. Vă mulțumesc. Bun, astăzi nu știu dacă neapărat o să fac un live stream, dar rămâne de văzut că, cum am zis, ajung super târziu. Apropo, dacă dăm un slash raport, putem vedea acolo National Guard rank 3. Într-un final am luat și rank 3, mi s-a dus și FV-ul. Acum am și mai puțin la raport, road to rank 5. Oricum, atâta vreau să zic că o să stau aici până la rang 5, pentru că, nu știu, mie mi se pare că raportul se face chiar super ok.
Nu stai, cred că stau 2 ore maxim să-mi fac raportul, ceea ce e super bine. Nici eu n-am crezut că o să fie chiar așa de tank să... Gen să faci și raport, credeam că e mai greu. Pentru că înainte am mai filmat pe conturile voastre, pe conturi de PD, și am văzut, băi, cam puțină lume nuante sau ceva de genul ăsta, cum își fac wanted-ul? Și zic eu că trebuia până la urmă să intru într-o facțiune, nu mergea să stau civil pogi și să nu, nu știu, să n-am o altă activitate sau așa mai departe. Și chiar am rămas plăcut surprins. Apropo, așa vă dau un mic spoiler. Am început să lucrez la un alt mod de străzi. Ăsta e Single HQ Roads momentul de față. Și dacă mă întrebați de modpack, e un modpack făcut de mine așa 10 minute, cred că mi-a luat să-l fac. Deci n-am stat super mult. O să-l postez probabil. Ce n-are alte modpack-uri, timeseek-ul e un alt timeseek. Așa se vede fără NB, arată super bine și fără NB, sincer să vă zic, arată tank, dar mult mai bine arată cu NB-ul ăsta. Oricum, o parte din modul le găsiți pe stringer.ro, cum ar fi modul de HUD în afară de asta. Ăsta nu-l găsiți pe stringer.ro. Stai. Și ce mai are mod pe cu timeseek-ul? Nu-l găsiți, că momentan e privat, l-am făcut pe un livestream. L-am ciordit de pe un livestream, așa frumos. Ciordit în sensul numai textura. Bun, hai să vedem ce ne pică din Get Gift. Ok. 2 milioane, 5 milioane și tu ai doar 170 de gift points. Am înțeles, stați. Așa, B points. 7400. De oricum, o să fac încă un modpack de High PC. Ăsta mi-e următorul, după care neapărat vreau să fac un modpack de Very Low PC. Și de ce vreau după să fac un modpack de Very Low PC? Bun, să-mi găsesc și eu cuvintele. E dimineața, încă n-am apucat să-mi beau toate cafeluța. Puțin așa mai greu clan, dar nu e nicio problemă. Am pus pe Instagram acum 3 sau 4 zile pe story dacă mai fac încă un modpack de Very Low PC sau nu mai fac. Bun, e Frozen Crate-ul. Mamă, așa asta era 5000 parcă înainte, dacă nu mă înșel. Xmas Crate, da, parcă l-o schimba Frozen-ul, dacă nu mă înșel. Candy, hai că cumpăr unul de ăsta. Buy Crate, hai să vedem cine poate pica. Bun, Open Crate. Mamă, quest-ul nu l-am mai făcut de anul trecut, de când ascultam colinde. Dar ok. Am și un Frozen Crate. Credeți-mă că nu știu de unde am un Frozen Crate, dar nu-i problemă. Le deschidem pe toate, da? Hai vedem ce ne pică din Xmas Crate. Mamă, ia 200. O Custom House. Ia dă un Custom House. Așa lejereanu. Că-mi fac casă în copac. Candies. Money. Laser. Da, și mi-a dat un Santa Hat. Pe care, dacă nu mă înșel, cred că-l și am. Open Crate. Ești matinal. KSF money. N-ai KSF. Ia. Dai ceva bun acum sau sal? Sau mi-l sugi? Bă, te-ai apucat. L-am văzut de 2 ori. Da, îmi dai VIP ticket. Pe ce mașină n-am ticket? VIP. Pot să-mi pun pe Hot Ring Racer, că n-am nimic, dar nu știu unde e Hot Ring-ul, din păcate. Dar, mă rog. Bun, băi și fete, cam acesta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Eu am fost Singer, nu uitați dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați pe butonul de like, uite ce sună, să am piștii după ce mi-a picat VIP ticket. Eu am fost Singer, vă pup. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la bc.denis, filmezi, deja știe lumea când intru pe Sampi, clar, ori stau pe slip, ori filmezi, din două una. Eu am fost Stringer, vă pup, ne auzim data viitoare, salut!